Noul regulament al poliției rutiere, care a intrat în vigoare la 15 iulie, prevede limita de viteză de 50 de km pe oră în localități, vestea reflectorizantă obligatorie și farurile aprinse și ziua în timpul iernii. Detalii au colegii mei în reportajul următor. Pe lângă prevederile noului regulament ce se referă la deținătorii de automobile, sunt prevăzute și reguli noi pentru căruțași care, începând cu 15 aprilie, aceștia vor trebui să-și înregistreze căruțele la primărie din localitate și să primească un număr de identificare. Plus la aceasta, pe drumurile naționale se vor deplasa grupuri mobile ale poliției de frontieră, care de asemenea sunt un drept să verifice actele șoferilor. Orice persoană care conduce mijlocul de transport trebuie să posede certificat de matriculare pe mijlocul de transport cu includerea în el obligatoriu a familiei lui. Adică dacă până în prezent cetățeanul care poseda mijlocul de transport și automobilul era scris, putea să îl încredințeze soției unui prieten pentru conducerea mijlocului de transport, acum la volanul automobilului se află numai persoana care este înregistrată în pașaportul tehnic al mijlocului de transport. Mai este o schimbare în regulamentul circulației rutiere, cum scurta reflectantă. De ce a fost introdus în acest regulament circulației rutiere? Deoarece o mare parte de accidente rutiere produse pe teritoriul țării se petrec pe timp de noapte. Adică cazuri când automobilul este defectat, persoana se află lângă automobil și la trecerea altui mijloc de transport, dacă este transport la întâmpinare, persoana dată nu se observă pe partea carosabilă. Din aceste considerente, pentru evitarea tamponării pietonilor, adică a conducătorilor auto ieșiți din automobil pentru deservire tehnică a mijlocului de transport, a fost inclus și schimbarea aceasta ca obligatorie pentru conducătorii auto să aibă scurtă reflectantă pe timp de noapte. Depășirea vitezei de circulație de la 10 până la 20 de km pe oră se va pedepsi amendă contravențională pentru această contravenție prevede 20 de unități convenționale, adică 400 de lei, cu aplicarea pedepsei complementare, 3 puncte de penalizare. Pentru depășirea vitezei de la 20 până la 30 de km pe oră, pedepsa contravențională este de 30 de unități convenționale, cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. Iar pentru depășirea de viteză mai mult de 40 de km pe oră, se sancționează cu 50 unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. Despre noul regulament, șoferii au păreri diferite. Unii susțin că este binevenit, alții nu, însă sunt și de cei care încă nici nu au auzit de el. Noul regulament e foarte bun, așa că e mărit foarte mari prețurile la cura, la centură, care peste măsură așa prețul, pasul direct să prescum. Cum la țările europene și așa nu de-a mers. Trebuie să îndeplim toate regulile, dacă duc în depansare pe alte țări. Aici sunt măsuri și acolo se deprind. Și de atâta impun și la noi și tot așa. O чем vă говорите? Не знаете? Нет. Rău. În primul rând nu-ți condiți măcar niciun sfert între asta. Ei șer de la noi, dar ei nu fac nimic între asta. Nu uitați de sânguri dumneavoastră. Nu cum, lumea a pierdut încredere, am gata, nu niciun regulament nică, nu coincide nici în jumătate, că nici un sfert că e vreo în Europa. Care e Europa? Nu, uitați-vă ce se desfacă. În primul rând, drumurile mult încurcă, a doilea rând, disciplina e slabă, a treilea rând, șofiorii care lucrează mulți ani cu opăt, știu, intervalul știu, cum spune, asta, toate regulile care, dacă are tineretul terminat de 2-3 zile, sunt cazuri că încarcă. Dar totuși, cu cenzura, cu altele, ștrafurile tare mari. Dar măcar vestea reflectorizantă, ce părere aveți? Asta și. Asta a fost, cum a fost cândva odată, znacuri, un fel de znacuri au fost, că
le pune, le-o dat și dacă nu erau, pe era ștrafă. Și după ce le-au vândut toate, au dispărut și nici în ziua de azi nu se mai aude de znacurile cele care le pune la mașină de urmă. Așa și este. Că îți gătează vândută, este să iasă altele. Asta e real. S-o gândit cineva asta, e foarte bun pe o parte în timpul de noapte, da? Dacă este znacul dinainte, vreme, este mașina să iese din zavod cu asta, cu avariena, pistanovca asta, dar nu, asta nu încur. Principalul că ștrafurile din toate vederile sunt mari, din cale afară sunt mari. Intrarea în vigoare a noului regulament are scopul de a micșora numărul accidentelor rutiere ce au loc din cauza excesului de viteză. În primul trimestru al anului curent, pe teritoriul Republicii au avut loc 1237 de accidente rutiere, care s-au soldat cu 179 de decedați și 1574 de persoane traumatizate. Din numărul total de accidente rutiere, 218 au avut loc anume din cauza că șoferii au depășit viteza indicată. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru Știrile TV Prim.